Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am văzut o statistică uluitoare. Zice așa că românii, adică cetățenii, adică noi. Noi. Dar cred că și maghiarii. Românii, noi, domne, cetățenii români, aruncăm în fiecare an aproximativ 2,5 milioane de tone de mâncare. Este o estimare a Ministerului Agriculturii care se bazează pe o serie de cercetări făcute cu finanțare de la Uniunea Europeană. Practic, asta ar însemna aproximativ 129 de kilograme pe cap de locuitor anual alimente risipite. Este fabulos de mult. Da, vreo 300 de grame. Băi, nu știu, sunt 365 de zile, deci cât ar veni? 3-400 de grame pe zi. Mâncare pe care o arunci. Și nu o arunci zi de zi. Poate la sfârșitul săptămânii descoperi că nu... N-ai mâncat ceva. N-ai mâncat și arunci nu știu ce. Este așa, din această cantitate uriașă aruncată, poate că aici intră și restaurantele, nu știu, nu-mi dau seama. Adică și eu arunc mâncare, dar nu atât de multă, cred. Eu nu reușesc să arunc ceva? Mâncare. Se vede pe mine. Da, cine nu aruncă mâncare, sau e preocupat de asta, sau se întreabă, cine nu aruncă mâncare, de fapt? Fraților, dați-ne și nouă risipitorilor idei. Cum faceți? 0372069599. Sunați-ne acum. Să intrăm în direct să ne spuneți. Cum faceți cu mâncarea asta? Vă preocupă chestia asta cu aruncatul mâncării? Aruncați mâncare? Cum faceți să nu aruncați? Deși la ce cantități sunt, cred că toată lumea aruncă mâncare în țara asta și nimeni nu e preocupat de așa ceva. Deci, 24% din mâncare aruncată este mâncare gătită. 22% fructe, 21% legume și 1% carne. Macră, cum ar veni. Deci, cred că problema e cu mâncarea gătită. Poate că ar trebui să fie gătită mai bine, nu 24% se aruncă mâncare gătită. Bă, eu n-aș arunca, deci eu nu arunc mâncare în general, dar mâncare gătită, adică să mai fie și muncită. Păi și cum faci, mă? Dacă nu mă... Să zicem că faci o oală de ciorbă, da? Așa. Și o mănânci pe toată, dacă... Da. Băi... Adică la... eu nu fac altceva până nu se termină ciorba. Nu cred. Da. Eu am văzut la unii, mi se pare interesant așa, știi, din afară. Cum mai ajung la prieteni care au darea, deschid frigiderul și ești... Și au gen 6 feluri de mâncare gătită. Da. Uite, am și aia, și aia, scot pe masă. Ce vrei, mă, să mănânci? Că uite ce am. Bam, 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 bam. La mine în frigider e un fel de mâncare gătită. Maximum două. Și în rest, eu m-am obișnuit să cumpăr cantități mici. Sigur, sunt la cumpărături quasi zilnic. Dacă nu, cel măcar la două zile fac cumpărături. Da? Eu... Dar nu cumpăr cantități. Nu iau o bară de salam, iau 100 de grame. Uite, la noi în casă a făcut... Deci sâmbătă a făcut Ione fasole, iahnie de fasole. Cu cărnăciori, cu nu știu ce. Eu făcusem o ciorbă de vită, de vițel cu, mă rog, de vită cu câteva zile înainte. Da. Și noroc că au trecut pe la noi, cumnatul cu soția și cu copilul, s-a mâncat. Au mai rămas o porție de fasole de iahnie. Este în frigider. O mănâncez. Păi, ne uităm la ea. Astăzi e miercuri. Ea e făcută de sâmbătă. Am mâncat cu toții vreo două zile din ea. Mai, nu, băi, parcă ideea e că nu-ți mai vine la un moment dat. Da, fă mai fasole. Dar stai puțin, tu zici că o faci că ghinion, așa ești o oală. Fă mai puțin, fă 3 porții, 4, 5. Păi cum o faci o ciorbă de 3 porții? Poți să faci și ciorbă, da. Prima oară când am făcut ciorbă, am făcut 2 litri de ciorbă. Roxana, bună dimineața, bine ai venit alături de noi. Bună, Roxana. Bună. Bună, bună dimineața. Vreau să zic că Luca are dreptate. Da. Nu neapărat că țin cu el, dar nu, într-adevăr, contează. Eu provin dintr-o familie cu mai mulți membri. Da. Și mi-a luat ceva timp până m-am obișnuit să pregătesc porții mai mici de mâncare, noi acum fiind doar 3, familia mea, să zic așa. Da, este într-adevăr o capcană în care cădem cu toții mergând la cumpărături, fiind obișnuiți să gătim poate anterior pentru mai multe porții. Și da, trebuie pur și simplu să te înarmezi, ca să zic așa, în bucătărie, cu niște vase mai mici. Aha. Dacă în loc să pui mâna pe o oală mai mare de 4-5 litri, cum puneai de obicei, pui mâna pe una de 2, cu siguranță vei face mai puține porții. Păi, dar eu caci în capcana aia că fac de mâncare și mă gândesc, bă, nu o să stau să gătesc acum în fiecare zi. Și da, gătesc mai mult. Zici, da, uite, atunci... mai sunt niște emisiuni pe care le-am urmărit și sunt, mă rog, câteva bucătărese, ca să zicem așa, câteva bucătari care dau niște sfaturi despre cum să pregătim mâncare cumva în avans. Adică, dacă vrei să pregătești, să spunem, niște paste, o să pui mai multe paste la fiert, da? Doar că le vei depozita în frigider pentru o zi, două, trei, patru, merg toată săptămâna chiar, doar așa, simple fierte. Și în ziua în care vrei să mănânci ceva cu paste, nu o să mănânci fiecare zi, clar, din săptămâna respectivă, pur și simplu îți mai ia 5-10 minute maxim să le pregătești într-un anume fel, să faci niște combinații cu ele.
Și atunci oricum vei avea un fel diferit de mâncare și nu vei mai avea acea problemă de mai am o porție de fasole de sâmbătă în frigideră, azi e miercuri, joi, mamă, nu vine să mănânc. Am mâncat deja de două ori, gata, mi s-a luat. Mulțumesc foarte mult. Uite, vă spun acum. Stai, cu cine? Lucian, imediat. Deci m-am abonat inclusiv la un newsletter. Este scris de o doamnă, nu o cunosc, o cheamă Georgiana Ilie, vă recomand și voi. Mă rog, nu știu exact cum să găsiți. Vă recomand și vouă, nu știu cum să găsiți newsletterul ăsta. Deci doamna asta are un newsletter săptămânal. Ea spune, uite cum să faci. La începutul fiecărei săptămâni faci cumpărături pentru toată săptămâna și gătești și îți arată și cum să gătești în fiecare săptămână tot. Da. Dom'le, nu... Pe asta e greu, adică... E foarte greu să-ți calibrezi cumpărăturile pentru o săptămână întreagă. Cred că și de asta se întâmplă. Îți dă ea exact ce trebuie să iei ca să mănânci și ce și în fiecare zi, ce să gătești și cum. Uite, chiar e foarte tare, doamna. Bă, dar e super organizat. Eu nu pot să fac asta. Mie când îmi apar alea cu să bifez newsletter, n-am bifat niciodată și chiar mă întrebam cine o bifa. Și că eu mă abonez la orice. Lucian, bună dimineața. Salut, Lucian. Salut. Lucian. Lucian. Ne auzi? Trăiești. Luciane? Da, nu ne mai aude. Eu nu zic că e lume care n-are timp să se ducă. Eu la... aud. Trebuie să apeși butonul, Zaf. Iartă-mă, Luci, o secundă. E lume care n-are timp să se ducă zi de zi la cumpărături. Lasă-l, mă, să vorbească și pe Lucian, că ne așteaptă de nu știu când. Da, Lucian, zi, Luci. Da, acum știu și eu cine s-a abonat la newsletter. Da. Ce să vă zic? La noi, în general, românilor, nu ne place să gătim... nu știu, la ceaun, la chestii cât mai mari. Și păi, vezi? Nu știu dacă ați văzut, sau, mă rog, nu că ați văzut, dar cu siguranță ați și gustat mâncăruri care, preparate în același mod, culmea, au un alt gust atunci când le faci în, nu știu, recipiente mai mari. Așa e, corect, așa e, așa e. Au cu totul alt gust. Auzi, Lucian, dar ia zi, tu mai arunci din când în când mâncare, cinstit? Cinstit îți spun, am împreună cu trei vecini, am pus la cale, ca să zic așa, o frăție, face schimb de mâncare? Practică. Așa? Da, nu. Nu. Tot ce ne rămâne la sfârșit de săptămână avem undeva în apropiere un adăpost de câini. Aha. Ah, ok, și hrăniți animale. Bucuria, nu vă spun, la a doua săptămână după ce am făcut chestia asta, deja când ajungeam la adăpost, au venit sarmalele. Sarmale, mulțumim, Lucian. Avem, Lucian, sunt zeci de mesaje cu câini, cu căței. Cu lume care dă mâncarea, excesul de mâncare îl dă câinilor la un moment dat. Eu am, dai casei, că sunt în altă parte. Eu am altă strategie. Noi nu gătim. Da, și atunci ne aruncăm. Radu, bună dimineața. Salut, Radu. Salut, Radu. Bună dimineața, Radu de la Cluj. Să trăiești. Odată, cumpărături porționate, fiecare își face planul pe săptămână. Și eu cumpăr odată pe săptămână, sâmbătă, duminică, cum se nimerește. Porționat și în congelator. Aha. Și acolo, câte o porție. Noi suntem trei, eu și copiii, atât. Ciorbe, am dus ciorbe și câte o săptămână, două. Uh-huh. Dar, într-adevăr, le-am dat câte o fiertură. Exact. Săptămână, uh-huh, săptămână. Dacă cele de la conservă țin... Da. Cea din frigider, de la fel. Mulțumim, Radule. Băi, și eu plăcut. Sunt organizat. Nu mă duc la cumpărături fără listă. Problema e că am pofte. Adică mă uit pe câte o rețetă, văd la televizor, la TV Paprika, văd o rețetă, văd pe net. Mie ce mamă, zic să gătesc aia. Și cumpăr prostiile. Așa. Și după aia n-am putut să fac, că n-am timp. Păi nu există asta. Păi am, uite, ghimbir mucegăit, am aruncat alaltă ieri. Că luasem ghimbir să fac un curry și n-am avut timp. Hai să vorbim și cu Ioan. Bună dimineața. Bună, Ioane. Salut, Ioane. Bună dimineața, o poveste scurtă. Acum vreo 27 de ani am avut o prietenă și venind la mine și văzând oala de ciorbă pe aragaz, m-a întrebat dacă mama fierbe rupe în ea. M-a marcat lucrul ăsta. Deoarece, ducându-mă și eu la ea, oala în care făcea maică-sa ciorbă era cam în ce mi-ncălzeam eu cu tatăl meu să mănânc la o masă. De atunci tot încerc să micșorez... cratițele și oalele să mi le iau din ce în ce mai mic. Dar n-am reușit deocamdată. Mai perseverez. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Foarte bună povestea ta, mulțumim. Sincer, mă simt vinovat. Serios, că mă simt vinovat și mă simt prost. De fiecare dată când trebuie să arunc ceva, că s-a stricat sau a expirat sau nu. Și fac eforturi oneste să controlez asta, dar nu-mi iese. Sunt ca un dependent, săracu. Ține minte cu fasolea aia, când mai rămâne, adu-o la radio. Bravo, uite. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.